În numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt, să vi se fie Domnul. Frați și surori, revin. Pentru că timpul mai este, aș vrea în după masa aceasta aici să ne oprim la un poem cu trei strofe și refren. Și poemul este scris de Sfântul Apostol Pavel în Cartea Filipeni, capitolul 2. Citesc 9 versete sau chiar 10. Deci dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți-mi bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un cuget. Nu faceți nimic din duc de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare se privească pe altul mai presus de el însuși. E greu. Fiecare din voi să nu se uite la foloasele lui, ci la foloasele altora. E greu. Să aveți în voi gândul acesta care era Hristos Iisus. E greu, dar nu este imposibil. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu totuși, n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea cu oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea, spune versetul 9, și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume. Pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Am spus că un poem cu trei strofe și refren. Și vreau să-l vedem. Un poem, iubiții mei, care începe cu aceeași literă, adică fiecare strofă începe cu aceeași literă. Și litera este aceasta, smerenia. Filipeni 2:8, cuvântul Domnului, la înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Iată smerenia. Prima strofă, smerenia. S-a dezbrăcat de slava lui, iubiții mei, cuvântul Domnului spune, de slava pe care o avea la Tatăl, s-a dezbrăcat, la înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit până la moarte și moarte de cruce. Prima strofă este smerenia. A doua strofă, care credeți că ar fi? Și care ar fi a doua literă? Tot cu S începe. A doua strofă, iubiții mei, este slujirea. Cuvântul Domnului spune aici, versetul 4, fiecare din voi să nu se uite la foloasele lui, ci la foloasele altora. Domnul Iisus, iubiții mei, nu s-a uitat la foloasele lui, ci la foloasele altora. La foloasele, iubiții mei, pe care le-am avut noi și pe care le-am putut avea noi prin jertfa de răscumpărare a Domnului Iisus, iubiții mei. Prima strofă este smerenia, iar a doua este slujirea. Ce credeți că a treia care ar fi? Smerenia, slujirea,
Cum să slujești dacă nu suferi? Poate cineva să slujească fără să sufere? Spune fratele Traian Dorz. Dragostea o poți cunoaște după jertfa care îndură. Pentru dragoste pe lume, numai jertfa e o măsură. Iubiții mei, suferința, jertfa Domnului Iisus a fost măsura dragostei lui Dumnezeu. Și cuvântul Domnului spune aici, osândit a fost Domnul Iisus până la moarte. A suferit, iubiții mei, din partea păcătoșilor. Profetul Isaia spune, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit cât întorceai fața de la el. Totuși, el neputințele noastre le-a purtat, iubiții mei. Smerenia, slujirea și suferința. Ce credeți că după acestea lucruri, ce vine? Slava. Iubiții mei, slava nu vine numai în urma acestor slujiri a smereniei și a suferinței, vine slava. Cuvântul Domnului spune aici, în versetul 9, de aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume. Iubiții mei, mai presus de orice nume este numele Domnului Iisus. De aceea scrie Sfântul Luca, căci în nimeni altul nu este mântuire, căci nu s-a dat sub cer un alt nume oamenilor în care pot fi mântuiți. Iubiții mei, slava este refrenul. Slava vine în urma slujirei, în urma, iubiții mei, a smereniei și în urma suferinței. Să ne așteptăm slavă. Dacă nu ne facem robii lui Dumnezeu și apoi să putem sluji fraților noștri. O iubire cântec dulce, ți-a cântat aici cântarea despre iubire, ce răsună peste veci. Toate trec pe lume, doar tu singur nu te treci. Tu rămâi mereu, iubire, pacea în suflete s-o sameni și de cea mai scumpă jertfă să le spui mereu la oameni. Despre jertfa aceasta, frați și surori, avem chemarea, fiecare în parte și toți împreună, să spunem la oameni că iubirea lui Dumnezeu este aceea care ne așteaptă. Profetul Isaia spune, îndelunga răbdarea Domnului nostru Iisus Hristos lucrează mântuire pentru fiecare dintre noi. Nu uitați, îndelunga răbdare lucrează mântuire, dar a zăbovi, iubiții mei, a zăbovi și, și a nu veni la mântuire este o pierdere. Spune fratele Traian Dorz în poeziile sale, în zadar se mai grăbește cel ce pleacă prea târziu. Alergarea lui sfârșește cu un strigăt în pustiu. Pentru mântuirea ta, nu uita, nu uita, pentru cerul tău frumos. Vino acum, vino acum la Hristos. Și pentru că în prima parte ne-am oprit la cartea profetului Samuel, care era o chemare la slujire. Aș vrea să mă opresc în încheiere, iubiții mei, frați și surori, la un apel la decizie. O chemare la slujire a fost a lui Samuel. Samuel a răspuns, vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Cum cred că fiecare dintre noi răspundem ca și Samuel, vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Iar dacă am ascultat cuvintele lui Dumnezeu, este un apel la decizie, iubiții mei.
Hai să vedem care este apelul acesta la decizie. Și citim cuvântul Domnului din cartea Exod, de fapt am spus și în prima parte despre Moise. Citesc 4 versete. Capitolul 3, versetul 1. Moise păștea turma socului său Ietru, preotul Madianului. Odată a mânat turma până dincolo de pustie și a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Îngerul Domnului s-a arătat într-o flacără de foc care ieșea din mijlocul unui rug. Moise s-a uitat. Îngerul s-a arătat într-o flacără, dar Moise s-a uitat. De multe ori ni se arată ceva, dar noi nu ne uităm. De câte ori nu ne uităm și pierdem. Îngerul Domnului i s-a arătat, iar Moise spune aici, s-a uitat. Și iată că rugul era un foc și rugul nu se mistuia. Moise a zis atunci, pentru că a văzut, am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată și pentru ce nu se mistuie rugul. Avea o nedumerire Moise. Pentru ce nu se mistuie rugul? Domnul a văzut că el se întoarce să vadă. Domnul a văzut că noi ne întoarcem fiecare să vedem chemarea lui, un apel la decizie. Și iată, și Dumnezeu, iubiții mei, l-a chemat din mijlocul rugului și a zis, Moise, Moise. Și el a răspuns, ce credeți? Iată-mă. Iubiții mei, pentru că ne întoarcem să vedem fața lui Dumnezeu, Dumnezeu ne cheamă. Și întâlnirea cu Dumnezeu se face atunci când noi ne uităm, dar mai ales când răspundem. Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului și a zis, Moise, Moise, cum ne spune poate pe nume fiecăruia dintre noi, Maria, Ioane, Gheorghe sau alt nume. El a răspuns, iată-mă, aș vrea să știu, dar Domnul să știe. Care este răspunsul nostru după masa aceasta la apelul acesta pe care Dumnezeu ne-l face fiecăruia dintre noi? Dumnezeu a găsit cu care, iubiții mei, să se adreseze lui Moise, pentru că avea o lucrare de făcut prin el. Dumnezeu, iubiții mei, are și cu fiecare dintre noi o lucrare de făcut. Lucrarea aceasta de a duce Evanghelia mai departe, sau mai bine zis, să fim lumină în mijlocul întunericului și sare în mijlocul stricăciunii. Știți, gospodinele, ce importantă este sarea în bucate. În primul rând, dă gust mâncării, fraților. Dar nu numai atât, ea împiedică stricăciunea. Aș vrea, începând de la mine și cu fiecare în parte, să fim o sare în mijlocul stricăciunii, iubiții mei. Lumea se strică în jurul nostru și am vrea să fim această sare, de a împiedica stricăciunea, de a fi lumină în mijlocul întunericului și sare în mijlocul stricăciunii. Ca să poată veni apoi Domnul Iisus pe urmele noastre, frați și surori, să-i facă plăcerea Domnului să vină pe urmele noastre și gândul acesta, iubiții mei, să ne însuflețească pe fiecare dintre noi. Gândul acesta de a fi, după cum cuvântul lui Dumnezeu ne cere. Nu uitați! Poemul cu 3 strofe și refren. Suferința, mai degrabă, smerenia, da? Smerenia în ordine, slujirea, suferința și apoi slava. De aceea Dumnezeu i-a dat un nume mai presus de orice nume.
Slava o vom avea, iubiții mei, după ce vom sfârși alergarea noastră în brațele Domnului. Domnul Dumnezeu să ne ajute fiecăruia dintre noi, iubiții mei, să fim smeriți, să slujim fraților noștri, să suferim nedreptatea, așa cum s-a amintit în pericopa Evangheliei de astăzi, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastimă, iubiții mei. Dovada că iubim pe Dumnezeu este dovada că iubim pe frați. Cine spune că iubește pe fratele său, că iubește pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos. De aceea, iubiții mei, să fim umpluți de dragostea lui Dumnezeu. Dragostea iartă toate, dragostea, iubiții mei, va rămâne când toate vor înceta, pentru că Dumnezeu este dragoste. Amin. În numele Tatălui Sfântului.